Bună, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul meu. Eu mă numesc Liza. Am mers la McDonald's și am cumpărat meniul meu preferat. Este vorba de meniul McChicken, dar este maxi, varianta mare. A fost în jur de 20 și 80 de bănuți, iar cu maioneza în jur de 23 de lei. Mai bine de 23 de lei. În euro, ceva peste 4 euro. Dar să începem acest clip, să vă arăt cum sunt produsele, să vă prezint meniul. Acest meniu conține cartofi, o cutie de cartofi mare, un suc mare, eu am luat un Sprite, de data asta de obicei cumpăr cola, și, bineînțeles, acest burger McChicken, sandwichul McChicken. Da. Și am cumpărat și o maioneză, pentru că nu pot să mănânc cam niciun meniu McDonald's fără maioneză. Și îmi place maioneza foarte mult, nu doar când vine vorba de McDonald's. Da, să desfacem sandwichul, să vedem cum arată. Pentru cei care locuiți în România, deja cunoașteți foarte bine, este tradiționalul McChicken, sandwichul tradițional. Pentru cei care sunt de afară, cei de afară care mă urmăresc, pot să-și facă o idee cam cum arată sandwichurile McDonald's în România și mai ales McChicken. Așa arată. Cartofii. Maioneza tradițională McDonald's. Și sucul Sprite, care vine la acel flacon specific McDonald's, cu sigla McDonald's pe el. Este varianta mare de 500 de mililitri. Da, și un pai, bineînțeles. Acestea fiind spuse, nu vă voi mai spune prea multe despre meniul McChicken, pentru că mulți dintre voi deja îl cunoașteți foarte bine. Acesta este meniul meu preferat de la McDonald's. O să vă prezint în curând și alte meniuri preferate de la alte branduri. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să dați un share, like și subscribe. Eu acum mă pun să mănânc pentru că mi-e foame. Vă aștept cu drag și la clipul următor. Vă mulțumesc! O zi frumoasă!